Celebru, Damian Arsile, deja ți-ai creat un renume așa pentru abilitățile tale de a cunoaște istoria locurilor, oamenilor și așa mai departe. Eu am un fel pe care îl apreciez, Damian, și de ce aș pleca cumva de a magazina foarte multe informații pe care sigur îl privești cu invidia, adică noi de regulă oamenii muritori avem o memorie ceva mai limitată. Păi e bine că mi-ai tras etichetele de renumit și celebru ca să sporim un pic gradul de invidie care... Chestii care de actorii mai degrabă spre trebuie să țină minte foarte multe lucruri. La Rebenciu chiar am avut o mirare că el ține minte piese așa și la vârsta dânsului și așa mai bine. Și ultima oară când l-am văzut că dânsul era supărat că a uitat cheia și trebuie să o sune la interfon și o deranjează pe doamna Maian Amigut. Și mă gândesc, domnule, Rebenciu ține minte piese la vârsta pe care o are, are piesa asta pe care toată lumea o admiră și a uitat cheia. Din asta nu-i nimic neobișnuit și nu mă compar eu cu domnul Rebenciu, mi se întâmplă și mie. Dar simte-te ca acasă. Nu, hai tot. Nici acasă măcar. Încă nu mă simt așa, fac totul. Da. Lucrul ăsta e limpede după cum îți orientezi memoria. Dacă ai memoria orientată spre fapte, spre reținut informația, cel mai probabil chestiile cotidiene o să cam zboare pe lângă tine. Așa, Damian, acum ce ți-am propus este că este și în situația asta de 1 decembrie, e o situație în care trecem, și e un moment în care ne dă în cap să avem așa o stare de mândrie în legătură cu faptul că suntem români. Avem mândria de a fi român. Și e un moment în care chiar se dă o dezlegare, adică e ok să fii mândru că ești român, în rest, tu anului pare ceva extremist când ești prea patriotic, prea încântat de români. Acum e o perioadă care... Și mă gândeam așa în istorie, dacă e să năvălim așa un pic, care sunt argumentele care ne-ar putea pune în situația asta a mândriei naționale? Adică, toate popoarele au nevoie de legende, de o istorie puternică, să se simtă în regulă oamenii unii cu alții. Da, asta în mare parte când viața omului nu e în regulă, că dacă ești un om împlinit pe plan personal și l-am împlinit, nu mă refer neapărat la realizări, da, ci un om împăcat cu tine, nu prea ai nevoie de asemenea legende, mitologie națională ca să îți găsești o justificare. Mai bine decât domnul Andrei Pleșu, eu n-am cum să o spun, că a fi român nu-i vreun merit, e un accident genetic. Cum e și să fii irlandez, și să fii spaniol, și să fii congolez. E exact același lucru. Altfel nu văd a fi greșit să te simți mândru că ești român în sensul pozitiv al cuvântului, adică să-ți iubești țara, în cele 365 sau 366 de zile ale anului. Aici tot datorită domnului Pleșu am ajuns la citatul ăla din Caragiale, că tot vorbim de oameni cu care ne putem mândri și de ce să fii mândru că ești român. Caragiale este unul din scritorii geniali, fiind cât se poate de român cu putință. Beneficiind de românismul ăsta care i-a prilejuit opera. Da. Și omul spune foarte limpede că trebuie să-ți iubești țara, că ai datoria și dreptul de a o iubi, cum ai și datoria și dreptul, să iei în colți pe toți cei care își bat joc de patriotismul ăsta într-o formă sau alta, fie în formă directă, spunând că România n-are nimic de care să fii mândru, fie în forma patriotardă, populistă, în care mai degrabă îți cochetezi țara așa, ca pe o bătrânică dintre aia cu o moștenire mare, pe care o complimentezi ca să fie bună, binevoitoare față de tine. Aici s-a scrântit discursul național. Am avut în istorie așa, noi avem percepția în legătură cu spațiul sau în România, de când zicem așa, că a fost o zonă de vitejie, a fost o zonă de, domne, am dat... Dacă stai să iei la mână așa, marile noastre succese totuși au fost în legătură cu felul în care am reușit să ne apărăm un pic în anumite momente. Am avut și momente de vitejie pe care tu să le constate, așa că sunt sigur opinii destul de contradictorii de multe ori ale istorice și din ce ai verificat tu, din ce ai cercetat tu, am avut și momente în care chiar am dispus de o soi de vitejie, adică noi n-am avut un imperiu, noi n-am cucerit alte țări, noi abia am reușit să ne descurcăm să le apărăm chestiile care se desfășoară aici. Radu, chestii de vitejie sunt peste tot în lume și ele sunt reale. Da. Au fost pretutindeni eroi, au fost oameni care au făcut fapte exemplare. Lucrul ăsta n-are cum să fie contestat. N-am eu nevoie să-l reproduc pe el și e de dorit să nu se mai ajungă la dovezi de eroism. Astea de regulă să cam termină tragic în majoritatea situațiilor. Și în ceea ce privește structurarea istoriei sau a narațiunii istoriei naționale, păi trebuie să pleci în primul rând de la context. Ai spus foarte bine, n-am fost imperiu. Eroismul unor figuri importante din istoria marilor imperii este, în general, eroismul unui cuceritor.
Alexandru Macedon, Iuliu Cezar au virtuți de cuceritori, ceea ce nu le neagă virtuțile celor care, conducând state mici, au știut să apere statele alea, mai ales în fața unor forțe net superioare. Dacă ar fi să privim în trecutul românesc la figurile voievozilor, există fapte reale de vitejie, depinde în schimb motivația. Să pornim din prima motivație greșită, ideea de a apărea românismul. Românismul ca idee, conceptul de naționalitate, a apărut în secolul XIX. Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, cine doriți dumneavoastră, au fost niște buni luptători, dar ei luptau pentru alte interese decât ăla al românismului. Să-l pui cum le-a pus regimul ceaușist așa pe fundalul neamului, glorioasa luptă care a culminat în secolul de aur, în epoca de aur, asta e o viziune complet greșită. Merită admirație pentru faptele lor, la fel cum merită eroii tuturor. Dar ce luptau ei atunci? Noi gândim acum evenimentele alea ca fiind ceva patriotic, așa ceva patriotat, dar pentru ce luptau ei? Ai să numai așa, Vlad Țepeș, sau nu știu, că poate fiecare avea altă motivație. Motivațiile sunt întotdeauna adaptate la context. Aici tot la domnul Pleșu mă refer, că din discuția cu tine era vorba să aducem în discuție și români care să constituie motive de mândrie. Da. Acum sunt convins că domnul Pleșu ar râde himeric dacă aș propune o statuie a domniei sale să-i punem un soplu de mare român și cu siguranță sunt mulți care o să-i conteste postura. Dar în ceea ce privește principurile, criteriile după care evoluezi, astea niciodată nu trebuie să fie fixe. Primul lucru de evitat este să pui același cadru pentru orice epocă, pentru orice context istoric. Fiecare se remarcă în contextul epocii lui. Dacă n-ai înțeles contextul, n-ai cum să înțelegi personal. Și contextul, iar o a doua greșeală, să te uiți la istoria românilor cu gardul în spate, fără să vezi ce se întâmpla la o aruncătură de băț în apoia ta. Contextul geopolitic, contextul internațional, e valabil în toate situațiile și pentru cele mai mari state. Întotdeauna trebuie să ții cont și cum era lumea la momentul respectiv. Te-am încercat și-l bătrân, de exemplu, dacă ar fi frum așa, la el, ca fiind prin 1300, cât e? Există un fir unitar, e 1386-1418. Da, acum să nu ne transformăm într-un alt personaj care a fost vedetă, de care l-au legat la urmă, nu, asta e. Da. Personal, cu siguranță mai ratez niște ani, important e să-l plasez corect. Da, în contextul lui. În contextul lui, adică să nu cumva să-l trimiți până secolul XVII. Da, da, da. Dar cât timp știi că a fost între secolele 14-15, e în regulă. Îți trebuie ani fix și așa doar pentru momente epocale. Sunt câteva de pe urmă, și-l bătând, după aia poți să zici că a urmat Ștefan cel Mare, adică dacă e pe așa cumva. Nu am pus o listă așa, da? Figurile emblematice, pe criteriu cronologic. Ai din istorie venind înspre încoace, momentul Mircea cel Bătrân cu corespondent în Moldova Alexandru cel Bun, moment Vlad Țepeș cu corespondent în Moldova Ștefan cel Mare, l-aș putea adăuga liniștit și pe Iancu de Cunedoara și o să lămuresc. Trece la noi. Ce am spus o chestie asta, o să mai spun. Putem admite că e român după neam, gândirea lui a fost pur maghiar. Da. În interesele regatului maghiar din perioada respectivă, nu în sensul naționalismului maghiar de astăzi. Avem pe urmă epoca Mihai Viteazu cu un precedent în Moldova în persoana lui Ioan cel Cumplit sau cel Viteaz, Ion Vodă cel Viteaz. Avem apoi în secolul XVII perioada Matei Basarab, Vasile Lupu, când e ultima zvâcnire militară a țărilor române în perioada veche. Vine momentul Șerban Cantacuzino, Constantin Cantemir în Moldova, apoi Constantin Brâncoveanu în Țara Românească și Dimitrie Cantemir. Aici, bineînțeles că împărțirea nu e egală, că nu domnesc toți la fel de mult, după care avem contextul Fanariot, care a vreme de vreo 100 de ani a fost prezentat de istoriografie ca fiind eminamente o perioadă de degringoladă, jafuri, sărăchie, de toate. Da. Nimic n-a mers cum trebuie, unde apar niște figuri absolut remarcabile. Nicolae Mavrocordat și fiul lui Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Nicolae Mavroghin, dar remarcabil cumva altfel, și până și Ioan Caragea, ăla cu ciuma lui Caragea, să fură ca pe vremea lui Caragea, tare, tot cu niște realizări interesante. Hai să trecem prin ei, prin zonele astea. Tu ai propus ceea ce cumva am venit și eu în întâmplare de identitate, Mircea cel Bătrân, cam de acolo ar părea că începe. De la Mircea cel Bătrân, cam până pe la Matei Basarab, admițându-și pe Brâncoveanu, dar deja caracterul benicul se mai estompat acolo, da. Avem un fir conductor foarte simplu. Pe ideea de creștinătate. Domnii ăștia din
corespondența lor cu statele papale, cu alte... În perioada cruciadelor, cumva. Cruciadele târzii, în cazul ăsta. Da. Domnii ăștia toți apără ideea creștină, cel puțin asta reiese din limbajul diplomatic oficial. Ștefan cel Mare îl înștiințează pe Papa Picolomi, nu mai știu Pius al câtelea este, că Moldova este poarta creștinătății. Dacă o să cadă Moldova, după aia vor urma ca un domino și celelalte state creștine. Ei identitatea asta o recunosc. Identitatea religioasă. Nu trebuie transpus în contextul de astăzi. Oamenii nu erau fanatici, se născuseră într-un anumit context și procedau în funcție de asta. Mai există totodată problema atitudinii politice a conducătorilor respectivi. Nouă ne plac în general figurile eroici. Dar oamenii ăștia, din punct de vedere politic, dacă ai o succesiune de eroi, e posibil la un dat să termine eroi, să termine și statul. Pentru că dacă tot ai oameni dintre ăștia care nu sunt realiști vis-a-vis de raportul de forțe și se angajează într-o bătălie eroică, dar cu rezultatul previzibil, mai multe bătălii dintre astea duc la o epopee foarte frumoasă și o dispariție a entității politice. Aici, academicianul Răzvan Teodorescu, recent plecat dintre noi, a spus-o foarte simplu, cele două criterii care ne definesc pe noi români sunt, pe de-o parte, statalitatea, faptul că în orice fel de circumstanță, conducătorii noștri din trecut au avut idealul ăsta să mențină statalitatea, să mențină ideea de stat. Asta, într-adevăr, ne diferențiază față de populațiile din sud-est european, care majoritatea la o anumită perioadă istorică dispar ca stat. Bulgarii, sârbii, grecii, chiar și ungurii mai târziu, intră fie sub dominația Imperiului Otoman, austriac ulterior. La români se menține o idee de statalitate, doar ca idee, se menține și în practică. Ce înseamnă că se menține ideea de statalitate? Adică rămâne un stat. Un stat. Indiferent în cât de diminuată este forma statului, că nu mai e politică externă. Deși am avut episoade destule, că ai o economie care e în mare parte... Că trebuie să plătești tribut, că trebuie să... Mă rog. Controlul economic a fost cu multe fațete și asta poate constitui o posibilă explicație pentru lipsa noastră moștenită până azi de spirit comercial. Că stăm prosti la negocieri, da. Dar n-ai cum să stai bine când ție sute de ani să percepi niște bani odată ca tribut, odată ca daruri, odată ca mită, că aia venea bașca la toată treaba asta, când mai trebuie să dai și zaherea, adică provizii, dai materie primă, nu mai convertești în bani. Și pe lângă asta ți se exercită un monopol comercial, în sensul că tu tehnic ai voie să faci comerț, dar practic ai cumpărător unic care îți fixează și prețul. Asta se întâmpla în perioada otomană. Noi de acolo avem genetic cumva rădăcinată ideea asta că mai degrabă ce avem noi trebuie cumva trecut până aceste sfere. Din perioada asta moștenim, așa ca tipar caracterologic, lucrurile astea sunt aproximative. Da. Au scris Virgil Drăghicescu, Constantin Rădulescu Motru, Mihai Ralea, au opere de sinteză pe tema asta, academicianul Răzvan Teodorescu a prezentat anumite viziuni în direcția asta, Iorga la fel, e nouă operă centrată pe lucrul ăsta și am văzut de curând că a mai apărut o lucrare despre psihologia poporului român, dar pe asta n-am avut timp să o parcurg și îmi scap autorul în momentul ăsta, Cristian David, cred că se numește, așa că nu mă pot pronunța în privința ei. Toți oamenii ăștia au sesizat anumite chestiuni. 1. Resemnarea românească. Asta e situația, n-ai ce să... N-ai... Este subiect de test, în momentul de fapt. Miurița. Lasă, merge așa, da, fatalitate, da. Și în general o fatalitate care vine de afară. El există un complot undeva, există o urzeală. Deci cumva vezi toată această chestiune care e ridiculizată, ea este instalată genetic din perioada în care chiar așa stăteau lucrurile. E mult spus că e instalată genetic, nu știu dacă s-a găsit un cromozom al lui aia e. Dar îi se remarcă că e un fel genetic prin care se transformă, se transferă anumite atribuții în istorie. Mai repede limba le sesizează, e mai ales în zona Moldovei, dar e o expresie generală. Domnul, că nu dau turci. Da, asta e așa. Fel. Corect. Din resemnarea asta ne-a ieșit și treaba cu provizoriu, care de fapt e cel mai permanent lucru cu putință la urmă. Ne-a provizoriu până ne așezăm un pic și ăla rămâne așezat acolo. Pe de altă parte, pe lângă resemnarea asta, avem și un soi de fatalism și de scepticism. Mereu trebuie să ne miroasă ceva. La noi nu se poate să fie bine.
Și când e bine, mă, tot e un pic, dar... Ceva e neregul acolo, e clară treaba, nu ne-am dat seama încă despre ce e vorba, dar urmează să se clarifice. Da, anxietatea asta care astăzi e foarte personală, așa, o simțim fiecare, mă, prea merge bine, ce urmează să se întâmple? Da, da. Merge bine, de fapt, e preludiul la o catastrofă. Un pesimism cumva instalat așa la nivel, așa mi se pare că totuși e instalat la nivel central, în actul nostru central. Pesimism, o stare de pesimism din care nu putem să ieșim, adică și când se întâmplă lucruri bune, eu aș fi ferit de sentințe de astea categorice, nu putem să ieșim. Una e să constați starea de fond, dar nu înseamnă că e irreversibil. Da, eu sunt instalat și eu în Miorița, dom'le, nu avem ce să-i facem. Așa e pesimist, omul. Problema discursului public, atât cât l-am putut eu sesiza, este că pendulează între scepticismul ăsta cronic, nu ne mai facem bine, suntem pierduți, dar totuși petrecem. Sunt interese mari la mijloc. Așa, și interesul ăsta patriotar populist, care face diferența între oamenii de stat și oamenii politici, expresia domnului Răzvan Todorescu. Oamenii de stat se gândesc la generațiile viitoare. Oamenii politici se gândesc la alegerile viitoare. Eu nu prea contează cum iese, important e să ieși. Discursul ăsta patriotar, care la un moment dat scârbește om. Da. Adică am văzut acum de 1 decembrie mai multe postări în mediul online care spun nu m-a crescut țara asta, m-au crescut ai mei, cu greu. Facem parte dintr-un context. Da, bine. Revenim ușor la ideea de clan, de chestie, de celulă cât mai mică. Nu mai putem să o percepem la nivel de țară pentru că simțim o desolidarizare totală. Da. Da, acum, pe de altă parte, vedem că ne solidarizăm brusc în momentul în care un român de-al nostru produce o nenorocire afară. Nu știu, se întâmplă, nu știu, se dau știri pe un român care nu și-a făcut în Italia. Rămâne așa cu o stare de jir, uite ce a făcut un român de-al nostru. Acolo ne solidarizăm cu el. Când există o reușită, uite, David Popovici... Nu știu, nu urmăresc foarte... Da, așa e, asta e starea acum. Uite ce a putut să facă un român, ne facem de râsul, ne facem de râsul. A, ne solidarizăm în a-l condamna. În a-l condamna, dar cumva pare că avem și noi o culpă din cauza lui, pentru că și noi suntem români cu el. În schimb, când face David Popovici o reușită, ne uităm la aici, nu știu, e meritul părinților lui, ce treabă avem noi cu treaba asta. Dar când face o nenorocire un român, imediat ne instalăm și noi într-o stare de jenă, deși sigur, nu avem nicio vină în nenorocirea lui, din Italia, să zicem. Dar atunci ne... Tocmai de asta adevărul ar trebui să fie pe la mijloc, cumva. Da. Ar trebui să nu ne mai simțim culpabili pentru tot și să nu mai avem un complex de inferioritate. Ai, complexul de inferioritate, asta e un lucru pe care n-ai ce să fii patriot și să nu accepti să fii denigrat tu vis-a-vis de apartenența ta etnică, da, în niciun context. Da. Poți să fii acuzat pentru greșeli personale. Greșelile astea de neam, mie mi se par o aberație, în general. Toate neamurile produc strepituri. Nu e o caracteristică localizată. Strepiturile sunt o specie aparte. Eu înțeleg această fobie a ta la generalizări, dar pe de altă parte, uite, putem stabili, rușii sunt într-un fel, se pot stabili câteva trăsături definitorii ale rusului, se pot câteva stabili și am văzut că de-aia l-am pus președinte pe Iohannis pentru că s-au stabilit niște trăsături definitorii ale neamțului. Ne-am găsit și în limbă. Adică încerc să spun că ne putem desolidariza de niște chestiuni generaliste sau generalizante, dar pe de la altă parte putem să și identificăm câteva chestii ale fenului unui om de a se dezvolta într-un anumit spațiu. Dacă m-aș fi născut neamț, cu siguranță aș fi avut niște atribute ale zonei respective. Corect. Și niște calități, sau mai degrabă niște abilități dobândite, dacă și niște frustrări specifice. Că nici în Germania nu dă fericirea pe răscoale. Nu mai știu care filozof din spațiul ăla a spus că e fabulos cât se poate bea aici ca să se simtă toată lumea mizerabil. Bun. Și acum ne întoarcem de unde am plecat un pic, de la Mircea cel Bătrân. Deci, practic, noi atunci pentru ce ne băteam? Pentru ce se bătea Mircea cel Bătrân? Pentru apărarea creștinismului? Ele servesc drept model pentru că dau o concretizare a aspirațiilor. Chiar dacă Mihai Viteazul n-a gândit unirea românilor, faptul că am făptuit-o a servit drept model în momentul când s-a putut gândi treaba asta ca atare. Dincolo de asta, rațiunile lor erau rațiunile tuturor oamenilor de stat din perioada respectivă, cum să faci un joc al alianțelor în așa fel încât tu să ai de câștigat, iar câștigul ăla să fie durabil. Mircea cel Bătrân, de exemplu, se implică în războiul civil din Imperiul Otoman de după capturarea lui Bayezid la Ankara, când încep să se bată fie acestuia, dintr-un motiv foarte simplu de explicat în esența lui. De a-l fi ajutat să ajungă pe tron pe sultan, pe următorul sultan, care evident că s-ar fi arătat binevoitor față de cel care îl sprijinise, și există solidaritatea asta
E greu să-i spui personală, că am văzut acum parte din serialul cu Vlad Țepeș, da, ăsta care a apărut pe Netflix. E o personalizare cinematografică a relațiilor dintre Mahomet al doilea și Vlad Țepeș. Nicăieri nu ni se spune precis, eu n-am întâlnit până acum, că ăștia doi ar fi fost best buddies sau dușmani ireconciliabili, dar dintr-o antipatie personală. Raporturile de stat se fac până astăzi, că și noi până astăzi punem în imaginea președintelui de ală de țară, ui, cel puțin, dar ele sunt ceva mai complexe. În spatele e politica, politică care nu prea acceptă, scuzați cacofonia, sentimentalisme, chestiuni dintre astea. E vorba de un interes, să-ți cauți tot timpul aliați și încerci să lupți împotriva unora față de care ai șanse să... Că a fost reușitele lui Mircea cel Bătrân. Bun, la capitolul eroic, defensivele noastre, mai mult sau mai puțin dovedite istoric, marile momente, Rovine, Podul Înalt, atacul de noapte de la Târgoviște, Giurgiu al lui Mihai Viteazu, etc. Ele sunt remarcabile tocmai prin disproporția de forțe. Faptul că, având resurse mult limitate și sub aspectul numeric și sub aspectul zestrării armatei, nu dispuneai de resursele Imperiului Otoman, de așa în arma soldaților. Și ținând cont de toate lucrurile astea, faptul că obții măcar un meci nul, că ele sunt acțiuni defensive în marea lor majoritate. Oamenii ăștia nu încearcă să cucerească ceva, încearcă să nu se lase cuceriți. Faptul că unul mult mai mic reușește să-l țină la distanță pe unul mai mare este remarcabil. Dar în politica mare, asta e o reușită care apoi se exploatează mai ales diplomatic, prin tratative. Nu înseamnă că de mâine, fiindcă am avut reușita asta, gata, să stați liniștiți acolo la sud de două, rezolvăm mai prin pace. Nu există așa ceva. Reușiți să-ți ameliorezi condițiile de negociere. Negociezi de pe o poziție mai bună. Practic te arăți că ești o nucă cu o coajă destul de grea, greu de spart. Ca să nu merite cumva... Da. Cumva în moment dat, nu merită efort. Finlandezii, de exemplu, cred că și-au avut această strategie mai încoace, numai spre vremurile noastre, cu rușii. Dom'le, să părem atât de greu de cucerit încât să zică noi nu merită așa ceva. Au părut. Chiar au fost. Elvețienii la fel, în al doilea război mondial, păreau, se zice că Hitler ar fi putut să intenționeze la un dat să invadeze și Elveția, dar părea așa o chestiune care mai degrabă nu merita. Elvețienii au recurs la mai mult de leviere diplomatică. Nu contează doar, contează și faptul că toată țara practic poate să se mobilizeze, că are un relief destul de greu accesibil, dar și partea că aveau economiile majorității potentaților din Reich. Făceau și aceste favori. Siguranța a tras greu în balanță. Da. Țările române au reușit să-și mențină statalitatea în perioada, mai ales a dominației otomane, că aici sunt marile epopei eroice. Când intră în scenă rușii și austriecii, noi, din păcate, suntem destul de slabi la capitolul militar. Apare războiul modern, care ține aproape exclusiv de zestrarea armatei. Degeaba ești viteaz dacă îl are tu, nu știu ce o să faci. Majoritatea episodelor eroice țin de istoria otomană, de istoria raporturilor noastre cu turcii. Pe de o parte, geografic, noi avem norocul că suntem puși la intersecție. Liniile principale de expansiune nu trec pe la noi. Ori te extins spre est și ții linia Mării Negre, care, mă rog, decupează un pic din teritoriul românesc, dar are nevoie de avansat în profunzime, ori tinzi dacă vii dinspre sud, spre Europa Centrală. Deci, cumva, deși părem la întâlnirea sau lângă marile imperii construite, cumva putem fi evitați pentru că tinzi spre Europa. Asta e partea bună a amplasării noastre geografice. Partea proastă este că stăm pe un capăt de pâlnie. Tot ce a venit dinspre răsărit în perioada mai veche a marilor migrații a trecut pe aici. A lăsat automat cuvinte, exact cuvinte. A lăsat transtrat de cuvinte, adevărat, au lăsat niște mici urme arheologice, că mai sunt organele alea ridicate și prin stepă cu morminte de migratori, au lăsat, în schimb, și un caracter dintre ăsta de lipsa permanenței. Nu prea ai cum să te așezi cum trebuie pe un loc dacă vin aia din când în continuu, da, și te mai tund. Că interesul principal ăsta e și la migratori și ulterior și la turci. De ce să tai oaia odată să mănânci când poți să o tunzi din când în când și lâna crește la loc? Asta au făcut și turcii vreme îndelungată și găsești o chestie foarte pro-românească în relatarea unui pașă turc din perioada fanariotă, că săraca raia de cât am prădat-o nu mai au locuitorii ce mânca și tot noi o să păgubim din treaba asta. Evident că la noi e filo-român, da. Avem un timp care gândește pragmatic, bă, mai lăsați un pic să respire pe ăștia, că altfel nu mai face nimic din toată treaba aia, obținem un no man's land pe care, obținem o mizerie pe care tot noi trebuie să rezolvăm, pentru că avem interes strategic să fie zonă tampon. Noi am fost o zonă tampon.
De-aia suntem și menținuți la un moment dat. Suntem menținuți prin calculele geopolitice internaționale. Aici nu e o conspirație, e rațiunea de a fi a statelor. În general, marile imperii nu prea vor să aibă graniță directă cu un alt mare imperiu, cu o altă mare putere, pentru că fricțiunile lor costă foarte mult. Mobilizând și unii și alții un număr impresionant de forțe, acolo, în cel mai bun caz, obții o victoria la Pirus. Adică, și atunci, asta poate să fie, adică am văzut că se formulează și în felul ăsta și poate că are sens, că unirea dintre principatele române a fost un interes cumva global de a avea aici acest tampon, această zonă tampon cu... Se discută diplomatic pe la Ecaterina a doua, întâlnim proiectul ăsta și în mai multe locuri, că o fi fost propagandistic, o fi fost un calcul de regatul dac. Ei folosesc o variantă arhaizantă a istoriei, care a fost prezentă mult în istoriografie, te referi la populațiile denumite în istoriile antice, dar asta, un regat al Dacii care să servească drept zonă tampon între cele trei mari imperii, rus, otoman și austriac. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar de bine de rău, calculele astea ale marilor imperii au menținut o statalitate românească, mai mult sau mai puțin ciuntită, mai puțin în cazul țării românești, mai mult în cazul Moldovei, care și-a pierdut la un moment dat mai mult de jumătate din teritoriul principatului lui Ștefan. E, pe lângă asta, tot la Eminescu mai e o afirmație care asta e mai precisă, deși nu știu ce intenție a avut Eminescu când a scris-o, n-avem moști, dar iubirea de moșii e un zid. Am dat cu iubirea de moșii, ar trebui să ne dea de gândit, dar într-un sens mai pragmatic, chiar, nu în sensul naționalist. Pentru boieri, dar și pentru omul de rând care avea o proprietate, nu prea era atractivă ideea să vină unii peste tine și să te transformi de proprietar în supus, să ajungi și un soi de servitor al împărăției. Cu siguranță că îi animau și interesele astea. Când li se punea la îndoială proprietatea, atunci prima reacție era să fie belicoși. Deși cu timpul, în perioada când deja supremația otomană e un fapt incontestabil, apare reacția inversă. Avem documentul ăsta dat de un cronicar la Mihnea al III-lea Radu, care e ultimul domnitor în 1658, care încearcă să împotrivească armata Imperiului Otoman. Asta explică de ce domnește doar un an. Dar boierii îi atrag atenția când el le spune că nu mai plătește tributul. Doamne, ai grijă că împărăția Turcului e puternică și poate să scoale oameni fără de număr împotriva noastră. Nu mai bine că dăm noi la pace? Lucrul ăsta e de fapt mai des întâlnit. Este, iar îl citesc pe domnul Răzvan Teodorescu, eu n-am venit să spun noutăți, eu am venit doar să centralizăm, da. Da. Mentalitatea tranzacțională la români. Băi, să fac cumva să iasă pe învoială și să-mi rămână și mie ceva. Asta a fost în principiu, atitudinea domnitorilor. Și lucrul ăsta nu este de blamat, pentru că domnitorii ăștia, Constanța, noi până la urmă l-am ales cel mai mare român când a fost sondajul ăla, pe Ștefan cel Mare, nu pe Mihai Viteazul. Rostul discuția meu în istoriografie e aproape infinită, mari figuri, Iorga, Gheorghe Brătianu, Panaitescu. Între cei doi, dacă ar fi să definim această competiție, care parcă e Batman și Superman, între Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare. Adică de ce ai zice că mai degrabă românii l-au preferat sau l-ar prefera pe Ștefan cel Mare, nu pe domnul nostru Mihai Viteaz? Păi uite, îți prezint viziunea lui Brătianu și comentăm imediat pe treaba ei. Omul a făcut o serie de trăsături, eu am preluat din un articol a domnului Paul Mickelson, care este un istoric american, cu studiu asupra operei lui Brătianu, Gheorghe Brătianu, fiul lui Rael. Ștefan cel Mare este conservator, iarăși, ce înseamnă conservator? Judecăm real situația în care ne aflăm și încercăm să o îmbunătățim pe aia. Nu plecăm de la standarde înalte, care nu ne aparțin nou. E ideea de integrare europeană. E nerealist să speri că mâine te transformi în Germania la nivel de infrastructură. Ideea este să cauți să progresezi. Și Mihai Viteazul nu era foarte realist. Mihai Viteazul este impulsiv. Impulsiv. El are victorii pentru că e un foarte bun comandant, dar grăbește foarte mult jocul diplomatic. Adică, la un moment dat, prea multe victorii în serie îi alarmează pe aia din prejur și îi face să se coalizeze împotriva ta. Până la urmă, pe Mihai Viteazul nu l-au mierit turcii. Da, sigur. L-au eliminat austrieni și nu intru iarăși în teoriile conspirații la ordinul cui, dacă a dat ordin împăratul sau a fost dușmânia personală a lui Basta. Că lucrurile astea sunt discutabile, dar clar, la un moment dat, devii o prezență indezirabilă dacă tot ții de principuri. Lucrul ăsta se întâmplă și în viața curentă. Oamenii care țin de principial sunt greu suportabil, greu tolerabil. Mirarea e legătură cu Ștefan cel Mare, adică pare că și Ștefan cel Mare e destul de aprig așa la...
Păi nimeni nu spune că n-a fost apric. O spune în antichitate, nu mai știu să placez exact citatul și nu vreau să spun prostii. Iar Ștefan cel Mare este supus. Lucru mai puțin vorbit în istoriografia noastră, supus că Ștefan cel Mare s-a recunoscut vasal turcilor. Și la un dat a spus că chiar sunt de preferat ăștia față de statele creștine cu care s-a învecitat. Se referea la Polonia și la Ungaria. Că iarăși, bătăliile lui Ștefan cel Mare nu sunt exclusiv cu turcii. Se bate și cu Ungaria, îl bate pe Matea Corvinul la Baia, se bate și cu Polonia la Codrii Cosminului. Și are obiceiul de a câștiga. Asta este remarcabil, dar pentru că și știe în majoritatea cazilor să-și aleagă bătăliile. Nu opune rezistențe disperate. Când vine Mahomed al II-lea în persoană, după ce dă o bătălie pe care o pierde la războiet, sper iar să nu fi încurcat momentul, se retrage. Dar se retrage organizând o luptă de gherilă, exact ce a făcut și Vlad Țepeș cu puțin timp înainte. Tocmai, Ștefan cel Mare, următoarea dată, e prudent, e să-și calculeze, e realist în privința resurselor țării. Gestul din avantpremiera, să zicem așa, bătăliei de la Războieni, dacă o fi adevărat sau ba, când eliberează țăranii să-și apere pământurile dinspre Răsărit, de unde veneau tătarii. E conștient de faptul că dacă ăștia distrug baza economică a țării, dacă distrug resursele agricole, degeaba mai câștigi în momentul ăla, că nu mai mor de foame. Da, până la ce aperi. Așa, pe când Mihai Viteazul este temerar. Dar Ștefan își gândește politica în obiective pe termen scurt. Cum ne descurcăm acum? Mihai Viteazul, privind prin perspectiva istoriografiei, adică privind din viitorul lui către trecutul nostru, gândește în obiective pe termen lung. Nu gândește o Românie, el gândește un stat puternic cu suficiente resurse cât să se poată opune de la egal la egal. Și asta înseamnă să fie mai mare. Da. Aici e o socoteală atât de simplă. Da. Pe cât de multe resurse ai de la dispoziție, să te poți opune la o putere similară, cu o putere similară celei care intervine. Bun, la care se mai adaugă, adică judecata simplistă e așa. Judecata complexă mai are în calcul niște lucruri, că de exemplu în materie de resurse, Rusia a fost din secolul XVIII incontestabil cea mai mare putere europeană. Nimeni nu putea să mobilizeze milioanele alea de oameni. Da. Dar la nivel de structură, erau alte state care au reușit să-i facă o opoziție zdravănă, adică victoriile germane în primul război mondial împotriva rușilor stau mărturie de faptul că dacă ai o coordonare bună, la un moment dat contează mai mult decât resursele. Asta e mentalitatea imperială. Da. Imperiile, la un moment dat, ca să se mențină într-un crescendo, au nevoie să se tot extindă. Cel puțin mentalitatea imperială clasică, până când apar imperiile astea mai degrabă economice. Da. Marea Britanie a inventat pentru prima oară termenul ăsta, ei au colonizat selectiv, în funcție de unde aveau nevoie de resurse sau unde aveau nevoie de dominație strategică, că da, mai au punctișoare până astăzi prin Marea Mediterană. Controlează rutele comerciale, s-au prins de unde vin resursele, doar palea le controlează. Imperiile clasice, de la Imperiul Roman plecând, venind încoace până la Imperiul Otoman, au nevoie de teritoriu. Dacă nu se menține expansiunea asta continuă, apare inevitabil un germen de decădere. Cât timp rămân belicoși? Imperiul Otoman trecând până statele române ca să meargă către Europa, care era până la urmă motivația? Adică până la urmă ce își propuneau? Motivația era eminamente pragmatică. Lăsăm iară scrisoarea a treia din prestolul de la Roma, îți dau cailor ovăz. Pentru suveran propriu zis, da, era un titlu de glorie, cum făceau împărații romani, Boticus, Dacicus, își puneau titluri în funcție de pe cine au bătut. Dar motivația pragmatică este simplă, acumularea de mereu noi și noi teritorii care produc resurse, produc prăzi de război. Ăla care luptă vrea să aibă ceva acum. Majorității de scamful feinsteagul de gloria imperială. Bă, e ce-mi iese acum din toată treaba asta. La românii, general, e un pic invers. E, băi, să n-ange mai rău decât am fost până acum. Și în felul ăsta există conștiința că nu prea putem negocia de pe termen de forță și atunci încercăm să tranzacționăm. Încercăm cumva să ajungem la un compromis. Și lucrul ăsta domină istoria noastră din perioada lui Mircea cel Bătrân, de când avem o formă mai coerentă de statalitate, de când putem să scoate niște informații istorice, până în secolul XIX. În secolul XIX se produce o schimbare. S-au observat episodic și la domnii ăștia, dar acolo ideea de românism... Secolul XIX începe cumva această schimbare despre care vorbești? Da. Cu cine?
Pe cine l-ai... Primul semnal istoric este mișcarea lui Tudor Vladimirescu. Deși gerbenii mai discret existau, că erau boierii din Partida Națională, aia care i-a impus lui Caragea să deschidă școala în limba română, cu Gheorghe Lazar. Adică au fost oameni în momentul ăla, Dinicu Bolescu, care când a mers să Lucea, mamă, suntem în urmă cu 100 de ani. Hai, fraților, mai repejor, că ne ajunge istoria din urmă. Dacă nu rămâi în pas cu evoluția socială globală, dispari. Își alege istoria o formă să te scoată de acolo. Da, da. Dar dispari, inevitabil lucrul ăsta. Oamenii ăștia sunt primii care au o viziune pe termen lung în sensul modern. Clar nu e exclus să fie avut și Mihai Viteazu și Vlad Țepeș, dar ei gândeau în contextul de atunci. Oamenii din secolul XIX, pornirea de Nicu Golescu, mergând apoi la pașoptiști și apoi la cei care, generația următoarelor, au creat era de prosperitatea lui Carol I, sunt oameni care văd chestiunea adaptată la realitate. Se schimba totuși și contextul general, adică, pe de altă parte, era și un context general care era într-o dinamică atunci când, de exemplu, secolul XVIII, exista totuși o dinamică pe care, la care ne racordam și noi. Da. Ușor, ușor, lucrurile se schimbau și în... Pendularea asta între realism și intransigență e și în perioada secolul XVIII, secolul Fanariot. E și în perioada asta. Luați în privința măsurilor, nu a efectelor, fanarioții pe care i-am numerat, numai vrocordații ipsilanti, sunt perfect comparabili cu Iosif al II-lea, cu Ecaterina cea Mare, cu un pic mai devreme în Franța Regele Soare. Ei sunt adepții iluminismului și iau niște măsuri civilizatoare. Efectele lor sunt mai restrânse odată prin penuria resurselor, doi prin cadrul extrem de instabil în care activează. Când țara pe care o conduci e teatru de lupte pentru ruși și turci și când, din când în când și pentru austrieci, și asta o frecvență a arătat Oxenopol, nu sare de 20 de ani fără să se mai întâmple un război, când economia îți este deviată, nu pot să dau eu un procentaj, dar un procentaj masiv, către tribut, să nu uităm și partea cu mănăstirile închinate. Mănăstirile erau cele mai mari deținătoare de pământuri la momentul respectiv și multe dintre ele erau închinate la locurile sfinte. Deci o parte din venitul ăla, care pe lângă aspectul de pietate, mănăstirile ar fi avut rolul și au avut rolul în perioada medievală și de focare de cultură, pentru că acolo se strângeau oameni cu știință de carte care educau și palții, și de asistență socială, îngrijire infirmilor, bătrânilor, tratarea pe cât era posibil în bolnițe. Bolnițe asta e cum se numește. Așa, da. Primele spitale pe lângă mănăstiri. Și școlile și spitalele au început cumva în sfera mănăstirilor. Zona mai mult decât atât, că vorbeam de idealul creștin, de a da o coeziune națională. Ortodoxia, nu am context polemic, să nu sper, adică o să-mi sar oricum în cap. Și astăzi constituie un filon național. Suntem sigura ortodoxie latină a lumii. Locul ăsta e o evidențiere. Totuși ar trebui să fie dată ca o... Bun, e mult să-i spui o calitate, dar e o trăsătură specifică a țării astea. La vremea aia, ortodoxia constituia principalul liant. Faptul că tot omul de la Dorohoi până la Zimnicea și până la și în Ardeal, în mare parte, asculta aceea slujbă, practica mai mult sau mai puțin aceleași datini, specificul local, bineînțeles. Chestii care te țin împreună. Da. Limba, religia, adică au fost de-a lungul istoriei lucruri care... Asta nu, țările creștini. Asta constatau călătorii străini prima oară. Da. Gata, aici nu mai sunt obiceiurile astea, nu le mai recunoaștem. Uite câtă curcătură s-a creat, de exemplu, mai spre vest, un pic în spațiu fostei Iugoslavii, uite, cu Kosovo și cu zona respectivă, cu Albania și mai departe, Imperiul Otoman, unde a schimbat cumva religia, a creat și oarecare stare de tensiune în locul respectiv. Au și turcii, bineînțeles, o măsură în a influența religia populațiilor ăsta. Sunt în speță albanezii și bosniaci. Da. Că ei sunt populațiile care se convertesc în masă la islam. Nu se convertesc deodată, dar acolo convertirea are un spor mai mare decât în cazul celorlalte populații. Mai au și bulgarii, o minoritate pomaci, să numesc, care sunt bulgari islamizați. Da. Lucrul ăsta, Imperiul Otoman stă acolo peste 4 secole. Era o situație financiară mai bună dacă treceai la islam. Da, juridic vorbind, îți păstrezi, era un caz. Nu era întâlnit ca într-un proces într-un creștin și musulman să aibă creștinul dreptate. Adică nu porneai de la egal la egal. Și birurile au diferite pentru un creștin. Da, era o taxă pentru creștin, jizia. La noi, ăsta e un mare avantaj, ăsta e real. Pentru asta avem o datorie de recunoștință față de domnitorii care au dat lege că prin capitulațiile cu poarta, care apar citate mai târziu, nu știu cât de clar e existența lor, nu sunt cercetător în domeniu, dar faptul că nu s-a permis, n-a existat moschee pe teritoriul aflat sub stăpânirea domnitorilor țărilor române. De ce?
pentru că era consfințit prin tratat. Așa, țară creștină, așa ne-am stabilit noi. Ne lăsați cu cultul nostru. Și nu a existat proprietate musulmană. Supușii musulmani ai sultanului nu aveau voie să cumpere pământ, proprietăți pe teritoriul țărilor române. Chestia asta ne-a prezervat ca neam. Politica cel mai probabil nu se ducea atât de în viitor. Oamenii înțelegeau pragmatic, bă, dacă încep să vină ăștia aici, mai încolo, când o mai fi vreun conflict, noi ne trezim divizați în interior. Uite, un exemplu în sensul ăsta e Constantin Brâncoveanu, adică toată situația prin care a trecut, dacă vrei să intrăm în subiect, de asta. Echilibristica diplomatică a lui Brâncoveanu e probabil cazul școală pentru politica românească. Pentru că e probabil cel mai îndelungat joc diplomatic pe care îl face cineva în condițiile alea. Brâncoveanu este și într-o poziție mult mai precară decât sunt domnitorii din secolele dinainte. Ștefan cel Mare cât de cât reușea încă să țină în șah expansiunea turcească. Nu reușește de plin, dar totuși încă mai are pârghii. În momentul în care Imperiul Otoman se extinde și în Ungaria și trece și pe frontul estic mai departe, ești prins ca într-un clește, poți să fii atacat din toate părțile. Da. Iar la Brâncoveanu se complică jocul că pe parcursul domniei lui, apăcând la Brâncoveanu, apar niște variabile. Șerban Cantacuzino este și el impulsiv, e intransigent, zice, nu domne, cu austriecii că o să-i aruce pe turci în mare. Istoria a arătat-o limpede că era, nu că optimist, era nerealist scenariul ăsta. Tocmai de asta se pare că au fost asasinat și probabil că unii zic că nici Brâncoveanu n-ar fi fost trăit de asasinarea asta lui Șerban Cantacuzino, că ăsta moare la 51 pic de ani. E, de orice dubiu că nu-s cauze naturale, mai ales că timpul alea se murea mai devreme, un pic. Da, dar apăreau niște semnalmente. Da. Să zice că e reală treaba asta, după care Brâncoveanu reușește făcând o treabă care astăzi e blamată, prin corupție în mare parte. Nu i-au zis degeaba turcii Altınbey, prințul aurului, pentru că mituiește iar și iar, lucrul ăsta cu siguranță s-a transpus într-o personalitate nu foarte iubită în perioada lui. Nu avem documente de la țăranii din vremea aia ca să știm. Dar fiscalitatea din timpul lui Brâncoveanu e una dintre cele mai apăsătoare din istoria medievală a țărilor române. Adică îi jupuiește pe aia de 7 piei ca să aibă resurse. Avantajul lui Brâncoveanu e că venind dintr-un neam boieresc deja bine consolidat, dispune de un domeniu personal foarte vast și are resursele să negocieze la un moment dat în termen de 1-1 cu pașalele din Imperiul Otoman. Nu e doar cazul lui, mulți vin la felul ăsta pe tron și se mențin așa cât timp sunt în relații bune cu puternicii zilei din Imperiul Otoman. La Brâncoveanu apare perspectiva asta, băi, dacă austriecii cum facem, este singura bătălie a lui Brâncoveanu, bătălia de la Zărnești. Da. Împotriva lui Bălăceanu, care venise cu trupe austriece să-l răstoarme. Domnitorul se duce, îl bate ajutat de turci și de tătari, îi proptește capul un an de zile în curtea domnească aici, la curtea veche, ca să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă dacă nu-l recunosc pe el de domn. Și după aceea, printr-un joc complex de alianțe matrimoniale, mită, raporturi personale cu pașalele, cu marii vizii, reușește să mențină la puterea până când și el cade de fapt sub acel spectru cu Mihai Viteazul, dar el nu devine amenințător de bun la bătălii, el devine amenințător de bun la diplomație. Cine l-a trădat? L-au trădat românii. Se spune că l-ar fi trădat boierii pe... Chiar rudele sale, Cantacuzinii. Da. Cantacuzinii sunt de fapt principalul clan boieresc la momentul respectiv. Da. Tolnicul Constantin Cantacuzino, cea mai cultă personalitate a epocii sale, spătarul Mihail Cantacuzino, marele constructor din mănăstirea Sinaia, spitalul Polțea stale lui, și cu celelalte rude, un Cantacuzino trădează cauza lui Brâncoveanu și fuge la ruși în momentul campaniei lui Petru cel Mare, încoace cu bătălia de la Stănileș pe Prut cu Dimitrie Gandemir și el îl compromite grav. Cantacuzinii nu vreau să răpe Brâncoveanu doar ca o perioadă de cum să-i spunem, incubație pentru următoarea lor generație de conducători. Îți domnește tu că ești rudă cu noi, e văr primar cu ei, dar mama lui e Cantacuzine, e soră cu oamenii ăștia, și după aia punem pe ai noștri, ceea ce au și făcut, dar n-a durat mult, că după Brâncoveanu nu vine imediat epoca Fanariotă, vine Ștefan Cantacuzino, băiatul stolnicului, da. Până 2 ani. Și ce a lăsat în urmă? Ce ai lăsat în urmă, asta înțelegi primar prin construcții. Da. Dacă o gândești din perspectiva macro a istoriei, faptul că s-au aliniat lucrurile de așa natură, au alternat la momentul potrivit personalități prudente, personalități adepte ale compromisului cu personalități intransigente, a făcut jocul istoric ca noi să existăm și azi. Da, e totuși un parcurs pe care l-am avut lipsit de... Adică n-am avut niciun moment de rupere. Da, ca o discontinuitate. Vorbim în termeni de astăzi, situată geografic, în
interesul direct al unor mari imperii, nu suntem Islanda, da, să mușcă de major central de pușerii. Fiind acolo faptul că, uite, am putea găsi într-un prim punct, sau mă rog, dacă stăm să ne numărăm, chestia asta, dumne, că am reușit să nu fim, să avem o continuitate într-un context în care mai degrabă era să reușești să lai o continuitate. Adică, contextul în care noi eram prelejuiți era mai degrabă favorizant pentru ideea pe care am văzut-o, de exemplu, la polonezi, care au fost desfințați de câteva ori. Și polonezii și populațiile supuse direct Imperiului Otoman, sârbi, bulgari, greci, sunt exemplu că nu era un capăt de țară nici dacă erai cucerit. Dar cât timp aveai formată identitatea națională, cât timp nu dispăreai ca populație. Astăzi nu mai vorbești de Burgundia, și ăla a fost un stat. Da. Dar astăzi nu mai e funcțiunea, mai e Burgoni, e Fiune. Dar n-a reușit, uite, cum au făcut maghiarii, cum au făcut și bulgarii au avut un moment, până și bulgarii au avut mai multe. Au mai multe momente. De ce n-a reușit să avești un moment imperial așa, cât de cât așa, în istoria noastră? Păi, noi intrăm pe harta statelor europene în momentul în care statele vecine cu noi, în curs de afirmare, sunt mult mai consolidate. Intrăm târziu în cursă. Nu prea mai ai cum să recuperezi avansul și nici contextul nu-ți mai permite să gândești vreodată ca un mare cuceritor. Contextul nu-ți mai permite, adică e o chestie de mentalitate? Da, cu siguranță Alexandru Macedon, dacă se năștea la în cadrul unui trib obscur de la Marea Baltică, nu știa nici cu coază de el. Poate era o legendă așa de un mare războinic. Irlanda abundă, de exemplu, de mari războinici din perioada ei antică, medieval. Dar n-au avut instinctul ăsta, dar n-au produs un imperiu. Aia s-au remarcat că s-au bătut în 1-1. Da. Nu asta creează un mare imperiu. Nu abilitățile de luptător propriu-zis, de combatant, ale conducătorului. Abilitățile lui strategice îl creează, iar ăla are nevoie de resursele unui stat imperial, în adevăratul sens al cuvântului. Adică ori ai o minune a inovației, cum e Alexandru cel Mare, Macedonul, un stat cu multe resurse, dar vine cu o tactică, cu o strategie care este revoluționară. Roma, de exemplu, care o moștenește Bizanțul, creează niște linii directoare. Dreptul roman, sistemul roman de drumuri, care asigură continuitatea statului indiferent de instabilitățile politice. Imperiul Otoman e o altă mâncare de pește, ca să zic așa. La ei sunt niște abilități belicoase foarte bine creionate, că sunt popor de stepă la origini turcii. Sunt oameni care cu asta s-au ocupat o viață, ei n-au crescut nimica. E ca aia din Game of Thrones cu oamenii de fier. Noi nu plantăm. Așa? Și care și-au exercitat foarte bine virtutea asta, dovedind în schimb și talent administrativ, că oricât de barbarii vedem noi pe turci, ideea lor de a conduce imperiul cel puțin în perioada de expansiune nu e nici pe departe primitivă. Lui Suleiman nu îi spune magnificul, turcii îi spun canul legiuitorul. El pentru asta a rămas principal în istoria otomană, pentru omul care a codificat legile. Deci avem a doua chestie pe care este la-o ca fiind definitorie în favoarea noastră, dincolo de capacitatea noastră de a reuși această continuitate într-un context în care se poate face greu lucrul acesta. A doua chestiune este treaba asta cu faptul că mi se pare totuși un prilej de civilizație, faptul că noi nu am vrut să cucerim. Poate mentalitatea noastră nu era de cuceritori. Să mergem peste alții. Nivelul intenției unui politician român realist din orice epocă nici măcar nu i-ar fi dat în cap. Dar uite că totuși maghiarii, bulgarii, tot în același context se desfășurau și cu toate astea au avut. Maghiarii și bulgarii au un trecut belicos, tribal. La noi nu există așa ceva. Deci e vorba de mentalitatea noastră. Adică aici lipsa de date istorice merge invers. Da. Nu o să demonstreze cineva cu fără putință de tăgadă, ceea ce e rar în istoria medievală. Că noi am fost un trib din ăsta, cum fi fost ciobani din Balcani. Acum vorbesc speculații, să nu mai ia cineva ad litera. Că ar fi venit niște ciobani războinici cu ciomegele și ar fi croit drum pe aici. Până nu dovedește cineva chestia asta, nu ai același. Eram cei mai viteși dintre traci. Păi ați dace. Da. Nu, hai să nu intrăm în discuția asta. Hai nu intrăm, dar vreau să zic că acolo într-un trecut avem și noi istorie. Și o spune, uite, asta. Un nene care scrie multe de neauzite, Herodot din Halicarnas. Da. Herodot n-a pus niciodată piciorul pe aici să-i vadă pe aia cât de bine să băteau. Așa ar face impresia. Da. Ar fi cei mai viteși. La un moment dat e și o treabă de exotism când îl vezi pe ăla cu barbă mare, cu altruia stradă, venit din nordul ăla înghețat pentru grec. Lucrurile astea sunt foarte interpretabile. Adică nu, asta vitejia poporului român, nu, sunt
suntem oameni rezistenți, asta e clar. Ne descurcăm, că aici nu merge în istoria asta, se întâmplă azi. Chestie de... Rezistăm în niște condiții destul de proaste. Pretențiile noastre, inclusiv în momentul nostru de glorie istoric, la 1919, în tratativele de pace de la Paris, sunt pretenții care sunt vinite pe ideea majorității populației, cu excepția notabilă a cadrilaterului. Ăla e un moment pe care nu l-avem ca explicație. Ba, nu e explicație. Carul întâi este deja o sinteză între prudență și temeritate, când e cazul. Aici am vrut să mă refer și la Ștefan cel Mare. Noi zicem că ne place provizoriu, că o mermelim noi cum o mermelim, dar totuși am apreciat că Carol al doilea mi se pare că e al doilea în clasament după Ștefan cel Mare, sau oricum e pe acolo prin top 3. Ca longevitate mi se pare primul. Nu ca domnie, mă refer la clasamentul de mari români. A, mari români, tu te referi, am înțeles. Noi am ales pe aia cu domniile cele mai îndelungate, 47 și 48 de ani. Da. Deci dacă stăm să ne facem o analiză mai sinceră, nouă ne-a plăcut ideea asta de stabilitate și cred că ne place și astăzi și cred că pe asta o căutăm de fapt. Să se așeze lucrurile și să aibă loc fiecare să progreseze. Și eram bun de fațadă. Vina la pară militară, la spitale, locuri de astea, acolo nimic. Dar nu un simbol doar. Da, nu fie. Nicolae Iorga, ai... luat aleatoriu din bibliotecă. În fugă. Istoria românilor e nu în fugă. Îmi zis ce aș vrea eu să adopt la... această discuție. Da. Uh-huh. Niciuna nu este o operă integrală, nu este o carte gândită să fie carte, sunt colecții de articole. De momente din... Da. Și asta e bine de înțeles, că o viziune nu se exprimă neapărat global, că nu ești deștept un an întreg. Da. Domnul Pleșu și-a arogat, așa mă înțeles eu și foarte corect din partea dumnealui, statutul de voce publică, de om cu un anumit statut în viața publică românească, și exemplul pe care l-a propagat dumnealui în societate mi se pare cel mai corect din ziua de astăzi, din câte am putut eu să întâlnesc, nu vreau să fiu exclusivist. Explică acolo, are un capitol exact despre mândrie, de mândria asta națională în care stăm, și explică exact starea asta a românului care găsește un prilej de mândrie din abilitățile, de exemplu, tehnice, ale, de exemplu, acolo Ilie Năstase, tenismenul Ilie Năstase, și noi regăsim cumva ca pe un alibi al propriei noastre competențe faptul că știe să lovească bine Ilie Năstase mingea de tenis. Da, un eveniment răspătiză, e un fotbal, că e tine. Da, vă spun, Damian, dar acum e o curcătură în care ne aflăm, ne bucurăm că ne-am calificat la Euro. E o bucurie care cumva ne include, pare că noi ne-am calificat, suntem calificați, tu ești calificat la Euro, ești calificat la... Deși n-ai participat, n-ai participat sub nicio bărbă, dar acum te întreb și invers, vezi că e un fel al nostru de a fi. Dacă nu ne putem bucura și ne mândri cu reușitele fotbaliștilor, că noi n-am fost pe teren, totuși, de ce avem această stare de debusolare în urma unui eșec? Adică avem senzația că noi am eșuat acolo pe teren, nu ei. Adică noi ne raportăm repede la eșec. Nu, asta e trăirea colectivă. Toți fac așa. Ce da. Crezi că brazilienii s-au dus acasă bucuroși când i-a tocat Germania cu 7-1? Dar vine cineva în Brazilia și spune, dom'le, dar ce treabă avem noi cu abilitățile lui Neymar? De ce îl găsim noi ca fiind un... Ne place să, tocmai de asta e important să menținem conștiința unui patriotism, da, obiectiv și destul de echilibrat cât se poate, pentru că avem conștiința să trăire colectivă și sportul e cel mai bun exemplu. Trăim toți prin românul ăla sau prin echipa aia românească participând la tenirce competiție. Asta e dovadă clară că avem conștiință națională. Da, ne identificăm ca români. Da. Păi hai să o facem într-o manieră cât de realistă și pragmatică se poate, fără să cădem în oportunism, fără să cădem în retorică dintre asta populistă. Hai să o facem realist. Eu un an, urmează un an acum în care vor câștiga cei care vin și construiesc foarte mult în zona asta pe care au acaparat-o, au arestat-o, ea lor, deci a românismului, și aici vor câștiga ei, pentru că noi avem tot felul de scepticisme, domnule, nu, să nu părem cumva prea nu știu cum, și ei au acaparat această zonă pe care o gestionează și par mai degrabă că sunt deținătorii, au arestat-o. Remarcăm chestia asta că după 90, să zicem că am avut starea asta cumva de debranșare de la patriotismul ăsta forțat de comunism, și după aia a intervenit, când dădeam cumva să ajungem într-o zonă echilibrată, a intervenit un Vadim Tudor, au intervenit oameni cu care nu vrei mai degrabă să fie asociat. Acum ai șoșoacă, ai... Sunt reprezentanții extremelor. Și au arestat zona. Ei zic, nu ei au arestat zona, că nu le-a dat nimeni drept de monopol.
eu pot să port costumele alea cu imprimeuri. Și o să te întreb, dar ești de la aur? Ați venit, domnul? Bă, nu. La mine am filestez de la aur? Nu și nu răzut. Pentru că au arestat-o ei. Ei sunt asociați în cei zone. N-am citit nicăieri că ne-a dat dreptul și tocmai de asta e nevoie de un pic de echilibru și de pondere în tratarea lucrurilor ăstora. Nu arestează nimeni nimic. E vorba de la ce idealuri subscrii. Extreme peste tot. În Franța ai discursul Le Pen, ți-am spus, nu urmăresc foarte mult actualitățile, dar sunt convins că ele nu lipsesc nicăieri, nici în cea mai democratică, liberală societate cu putință, nici acolo nu lipsește acolo un filon de o mândrie dintre asta, de interesul național, boborul. Și ca să încheiem această discuție, ne apropiem cumva de ultima parte, tu știi, să remarcăm, trebuie să constatăm că această Românie mare, așa ne bucurăm noi de ea în situația în care se află acum, a fost prilejuită de niște străini veniți în România. De Carol I, de oameni de genul acesta. Ei cum... Era, dacă Păiacul de Hunedoara, așa, n-am de acord să-l consider român după neam, trecem peste orice fel de dispută istorică. Poate a fost, poate n-a fost. E al nostru sau al lor, trebuie să spunem. Nu există așa ceva, cu al nostru sau al lor, că nu vorbim de Ungaria și de România de acum 600 de ani. Nu există așa ceva. Omul a fost un conducător feudal maghiar. Deci e al lor. Asta a făcut. Asta e exact cu disputa aia de grupa mică de la Greneță, cine a fost primul aici. Who the fuck cares? Important e cine e acum aici și ce dorință are populația asta de acolo. Iar astăzi ar fi mai bine să mai tot schimbăm granițe atâta. Mai bine să ne concentrăm pe bunăstarea propriu-zisă. Păi vezi că e important că granițele astea se schimbă tocmai în ideea că noi am fost aici. Israelul, de pildă, acum revendică teritoriul ăsta prin situația de acum câteva mii de ani. Să faci rău în mod deliberat oricărui om în virtutea unor chestii abstracte, principii istorice, cu ce o să ajute? Pe cine o să ajute? Iar omul de rând, de oriunde, are el ceva de câștigat prin războiul pe care îl declară sau îl suportă țara lui? Războiile au fost genocide pe pretutindeni în istorie. Pentru oamenii de rând au fost crime, violuri, jafuri, nimic bun. Războiul defensiv e considerat drept pentru că încerci să-ți aperi ceva. Dar nu e mai fericită la care apără o cauză aparent dreaptă decât la care îl atacă. Să mai remarc un lucru totuși. Vremurile astea pe care noi le trăim acum sunt cele mai civilizate din istorie. Cumva erau vremuri în care conducătorii statelor erau criminali efectiv, adică erau ei cu mâinile lor oameni. Acolo sunt vremurile cele mai civilizate. La nivel de conducător, cred că am dus-o și mai bine altcândva. Erau aceleași moravuri și în țara lui Carol I, a brătierilor, a lui Caragiale și a lui Eminescu. Dar oamenii de la conducere păreau să aibă un pic mai multă conștiință a ceea ce fac și păreau să se țină un pic mai mult de anumite ideale, nu de principii. Păi, Brâncoveanu, care e un... Nu, stai, un masă de departe. Aha, ok. E stâlp al creștinității, cumva este vehiculat în sensul acesta, că nu și-a renunțat la credință și mai departe, mi-a dat exemplu că a pus un cap de fum. Nu, pentru că poate nu o fi reală tradiție istorică că n-a vrut să renunțe la credința creștină când l-au executat turcii. Brâncoveanu este în mod real un stâlp al creștinătății, pentru că luând pornind de la ctitoriile lui din țara românească și mergând până la muntele Sinai, aproape că nu o să găsești blocaj important ortodox să nu-l aibă la un moment dat drept titor. El e un stâlp al ortodoxiei la modul pragmatic, pentru că prin contribuția lui, sub Brâncoveanu, Antimi Vireanu face prima tipografie cu caractere arabe pentru creștini arabofoni din Siria. Lucrul ăsta nu prea se spune. Aici s-a făcut, în țara românească. E un stâlp propriu-zis pentru că a menținut identitatea asta ortodoxă și a ajutat să continue focarele ortodoxiei din spațiul aflat sub dominația turcă. Da, da, încerc să spun că totuși ne uităm în trecut și vedem care erau apucăturile oamenilor atunci și vedem că erau oameni criminali și sigur ei foci, nu poți să judeci cu repelele de acum oamenii de atunci, dar totuși putem constata că era o lume sălbatică cea de atunci, iar lumea pe care acum o locuim și pe care o percepem, am văzut-o așa, ca idee colectivă. Lumea pare așa de final, tot timpul pare că suntem pe final, ori mi se pare că mai degrabă atunci te puteam gândi la finalul lumii cumva din cauza sălbăticiei în care... A spus Francis Fukuyama în anii 90 cu sfârșitul istoriei, s-a demonstrat că nu-i valabil. Istoria o să meargă cât timp o să existe timp. Da. Nici măcar oameni. Admițând că o să apară o specie, o să iasă niște velociraptori foarte dezvoltați la un moment dat, sper că s-a înțeles și gluma asta, va fi istorie cât timp va exista ceva rațional care se produce pe aici.
Eu zic să ne pretindem că suntem civilizați când nu mai sunt războaie. Aici vorbim la nivel macro. Sau în puțin ani, îți pare imposibil să considerăm că nu vor mai fi deloc războaie. Din sau în puțin ani. Niște interese umane care se bat cap în cap și niciodată nu poate să fie toată lumea pe deplin mulțumită. Dar dacă ar fi un pic mai realistă cu privință la, în privință la ce are nevoie și ce are ce îi folosește în mod concret, multe chestii nu și-ar mai găsi adepți. Aici stă ideea că puterea stă în mase. Dacă nu mai există aderență, dacă oamenii se dezic în plan individual de anumite discursuri, nu mai rezonează cu el. Ăla vorbește în continuare, dar nu-l mai ascultă nimeni. În momentul ăla se liniștesc apele. Când omul devine interesat nu doar de propria lui bunăstare, ceea ce este corect, dar am văzut ce a produs asta în România după 90, e ideea la română asta a spus-o Vitinu Mihăilescu cu spațiul public, care de fapt e spațiul nimănui. Gunoaie pe stradă, le doare în cot cum arată, la mine curte să fie frumos. În momentul în care apare și mândria asta de a fi român, adică de a locui într-o țară civilizată, că tot zicea, domne, că nu se întâmplă, încearcă să faci împătrățica ta. Împătrățica noastră, că de aici am plecat cu paranteza, împătrățica noastră a intervenit cei din cumva lideri străini, cum a fost Carol I. Tu încercai să-i împuținezi un pic, gen, autoritate. E un vlah, să zicem, care gândește ungurește în interesele de atunci. Carol e un neamț care chiar ajunge să gândească din postura unui conducător român și își reprezintă interesele țării sale cu gestul suprem de a nu forța, nu știu dacă avea puterea sau nu, de a nu forța intrarea României alături de Germania în primul război mondial. Deși el mular, a murit de minimărea sau... Se prea poate. Da? Supremul sacrificiu ăsta de a fi spus, bun, dacă ăsta nu e interesul țării, atunci cu oricât de m-ar durea, lucrul ăsta nu-l fac. Și mult mai concret în cazul lui Ferdinand, care este scos din casa de Hohenzollern, e excomunicat din Biserica Romano-Catolică, omul văzând interesul țării sale. Ăștia nu mai sunt străini. Considerentele astea pe criterii etnice, care de unde a venit, sunt total inutile astăzi. Din perspectiva asta, contează să știi de unde vine omul ca să nu-i lezezi sensibilitățile. Nu spui un banc cu unguri la masă cu ungurul, că poate n-are simțul umorului. Nu e mult mai ușor să te înțelegi cu un ungur cât timp la o bere nu intri fix în căcatul ăla de discuție cu Acuie Transilvania? Dar apropo, Acuie Transilvania... a celor majoritari care locuiesc în ea. E a cui doresc cei care se află acum în ea. Bun, e adevărat că la Zimnicea nu prea te simți la Viena, cum nici la Sighișoara nu prea te simți în spate Balcani. Aici o încurcăm, nu descurcăm. Nu, faptul că sunt un corp comun arată că există ceva un pic deasupra. Păi da, în Transilvania, dar dacă o luăm pe zone, pe bucăți, o să constatăm că în anumite zone, niște oameni, prin dacă mergem pe autodeterminism, niște oameni vor zice, dom'le, noi vrem să fim ungari. În separatism, de asta există aproape pretutind. Păi da, dacă merg pe școala ta, acolo ajungem. Pe școala ta de gândire, că domnule, ăștia nu sunt majoritari. Nu sunt majoritari în regiunea, dacă o luăm regiunea așa, dar dacă o luăm regiunea așa, sunt majoritari aici. Iar acum te ții de principul și le duci în absolut. Da. Principul, un bun punct de plecare. Cel mai corect principiu până astăzi vis-a-vis de apartenența teritoriului este voința majorității populației care se află în teritoriul respectiv. Asta este ce a făcut Putin în Ucraina, în anumite zone, când a venit și a făcut niște referendumuri și a zis, domnule, ei au vrut, oamenii au vrut, uite, ce așa. Ce momentăm Putin în Ucraina e un masacru. Da, da. Lăsăm istoria să-l judeci. Dar ceea ce s-a făcut cu Woodrow Wilson, cu principiul naționalităților, cât de imperfect a fost el aplicat, asta s-a dorit a fi. Ca fiecare om locuitor majoritar într-o regiune să aparțină la masa, la statul ăla care îi reprezintă lui cel mai bine identitate. E identitate culturală, în definitiv, da? Sunt un tipar de datin, de credințe, de istoriografie comună, de mitologie națională, dacă vrei, și de obiceiuri care ne reunesc. E o apartenență. Ai nevoie de o apartenență, pornind de la celula familială și... Are o logică tot ce spui tu, sună ca și cum cu toți aici. Dar noi așa trebuie să fie lucrurile. Doar că dacă ne uităm, de exemplu, la Kosovo, în felul ăsta ajunge la principiu că, domnule, Kosovo trebuie să aibă o independență sau să se alipească Albanii. Oamenii aia asta vor. Știu, s-a complicat discuția prea mult. Eu nu încerc să pledez pentru cauze politice, tocmai pentru că, știu, ăla automat nu mai îți permit să vorbești. Odată ce te-ai exprimat într-o opinie și după aia ai spus, dar în doua seara mai bine te retragi. Da, da. Până așa că ne retragi, nu în sfera generalului. Nu e domeniul meu de activitate politică. Eu caut să militez pentru o cauză.
cauză sau să neg o altă cauză. Și Taiwanul după aia zice, dom'le, și noi vrem aici să fim independenți și nu vrem să aparținem Chinei. Băi, nu sunt. China zice că nu. Nu este independent. China zice că e o chestiune momentană, nerezolvată. Și foarte bine plasarea numeroase afaceri americane pe teritoriul lui ca să, da. să se și asigure că va fi independent pe viitor sau să-și ia cea mai bună asigurare, da, a independenței sale. Nimeni nu spune să nu fim deștepți, da, în ceea ce privește politica, dar la nivelul meu, al tău, al oamenilor obișnuiți, lucrurile astea ne depășesc. Nu intră în ceea ce putem influența noi. Eu de asta susțin că e bine în plan individual să mai lăsăm un pic discursul xenofob, șovin, naționalist extrem, pentru că nu folosește nimănui, nu face decât să ne distragă atenția de la niște probleme care sunt reale și pe care chiar le putem schimba. Știi ce mă gândeam, Damian? Tu practic ai cucerit zona asta a spațiului public? Gata, mai ai făcut blațepe. Ai cucerit-o, când m-a pobet, așa? Ai cucerit-o prin intermediul poveștilor pe care, sau mă rog, istoriei, că unele nu sunt povești, unele sunt bazerele, din cadrul cimitirului Bellu. Da, de acolo a plecat discursul. De acolo a plecat toată situația care... Și mă gândeam totuși, uite, la situația asta a oamenilor care sunt acum înmormântați acolo la Jim. Tot ce aveau senzația de... În viața, în momentul când parcurgeau ei, viața aveau senzația de situații care... definitorie, dom'le, așa vă zic. Și vezi că ușor s-a aștenut timpul peste ei, s-a aștenut pământul, s-a aștenut și asta a mers mai departe ca și când... Foarte bine că oamenii au avut convingere că dacă n-aveai oameni ca Rossetti să țină ca orbul de gard de un ideal național, nu știu cum arăta istoria României fără activitatea lui. Faptul că s-au putut și înșela, eu, de exemplu, nu pot să-i contez patriotismul lui Petre Carp, indiferent cât de eroare a putut să fie la Consiliul de Coroană pledând cauza germană. Da, da, da. Omul ăla a fost un patriot și a fost un om care și-a dorit binele țării așa cum l-a înțeles el. Mi se pare un om mult mai acomodant, chit că face parte dintre aia care au văzut principuri, decât un om care n-are niciun fel de ideal. El a zis-o că dacă nu avem suficient de mult noroc încât nu avem nevoie de clar. Dacă asta a spus-o săracul la finalul carierei după 2014, când văzând că a greșit, a spus, da, România, țară care are prea mult noroc să mai aibă nevoie și de politicieni, a avut nevoie de politicieni. Combinația e duo Tache Ionescu Ionel Brătianu. Tache Ionescu este adeptul jocului compromisului în momentul ăla. E și unul din puținii care intuiește ce se va întâmpla după primul război mondial, tocmai pentru că are o minte versată în abilități politice, în timp ce Ionel Brătianu, plecând din tempestiv de la conferința de la Paris, dă principii intransigentului. Alternanța între astea două, compromisul imediat ca să asigur supraviețuirea, dar nu se negociază lucruri care țin de esență, asta e valabil și în viață. În principiu încerc să fiu un om corect. Dacă la un moment dat risc să-mi taie capul, metaforic vorbind, din cauza corectitudinii, pot face un pas în spate. Ideea să nu transform asta în regulă. Da, da. În momentul când faci numai retrageri, la un moment dat vei ajunge cu spatele la zid. Cu spatele la zid, dar acum suntem cu spatele la timp, în sensul că avem timpul ăsta petrecut în spate. Am imaginea asta a ta când te plimbi în cimitirul Bellu și explici ce s-a făcut așa, a făcut așa. La momentul la care omul făcea lucrurile așa, părea viața cumva infinită și părea că face niște lucruri pe zonă. Acum stai și te uiți la liderii ăștia care s-au luptat, uite, vezi imaginele alea din al doilea război mondial cu liderii din al doilea război mondial, cum erau Churchill, cum erau ei adunați, alea sunt imagini, de când avem filmările făcute, îți păreau oamenii aceia la momentul acela ceva indispensabil, doamne, incredibil. Pare că lupta aia lor de atunci, toată mâhnirea aia în care trăiau ei viața aia așa, bă, pare într-un final că parcă n-a avut rost, adică au prilejuit toată nebunia așa și n-a avut niciun rost. Rosturile le-au găsit istoria, le-a spus și greșelile care au condus la izbucnirea războaielor și faptele meritorii făcute încercând să se repare dezastru existent. Da. Au făcut lucrurile. Bine ar fi să nu se uite exact ce ai spus tu, mâhnirea pe care au precinit-o faptele astea, ca preferabil ele să nu se mai repete. Adică în momentul când te entuziasmezi de un discurs din ăsta populist care merge pe idei de ne batem, îi scoatem, adu-ți aminte și ce s-a întâmplat când au prins discursurile astea în trecut. Da, așa este și am această imagine, Damian, de exemplu, petrecută recent cu Vladimir Putin la căpătuiul lui Gorbaciov. Muri Gorbaciov, s-a dus Vladimir Putin acolo. Ironică imagine. Așa. Da. Și mă gândeam, totuși, Vladimir Putin are cât, aproape vreo 70 de ani, cât poate să mai trăiască un? Am văzut că Kissinger a trăit 100. Hai să zicem, da, e greu de crezut că mă aduce plauzul. Mai sunt vreo 20 de ani de viață, când te gândești la 20 de ani de viață, nu trece repede de viața când te distrezi. Trebuie și mă gândeam, totuși, care-i planul lui, adică cum își imaginează el
aici deja mă transpui într-o altă sferă. Tu ai, ai și zona asta. Îmi declin orice competență de a, teologic, de a mă pune eu în, în mintea unui autocrat. Da, dar care-i planul tău? Un om care își plănuiește tot timpul lucrurile cu tare, harta, vede harta aia, vrea să îi badeze lucrurile. Cum îți plănuiești tu viața peste 10 ani eu, și încă? Eu mă gândesc că dacă energia asta era investită în bunăstarea poporului lui, da, situația ar fi fost cu totul alta. Și încerc să țin discuția pe filonul românesc. Chiar am avut oameni care au gândit-o realist. Eu dacă aș pune o triadă de mari români în istorie, aș pune triada Titu Maiorescu, nu fac neapărat un clasament. Nu. Titu Maiorescu, Eminescu, Carol I, nu o triadă, hai să facem un 5. Ion Beaș Caragiale. Uh-huh. Fiecare în dreptul lui au creat ceva care ne unește astăzi. Carol I a închegat o țară. Nicolae Iorga ne-a creat o identitate istoriografică, nu pentru că ar fi fost primul, pentru că a devenit cel mai cunoscut dintre istorici. Eminescu ne-a creat un fond al simțirii, la fel, nu pentru că a fost singur sau primul, pentru că a devenit cel mai cunoscut. Caragiale ne-a creat un umor național, dar mult mai mult, ne-a creat o psihologie, cea mai bună psihologie a românului, nu o găsești în tratatele despre psihologia românului, o găsești tot prin lui Caragiale. Da. Și la fel, fiind cel mai cunoscut, ăla care a simțit enorm și a văzut monstruos. Și Titu Maiorescu este omul care a gândit cultura română. E omul care a văzut cel mai bine în ce direcție trebuie să meargă ca să creeze o cultură românească care să reziste. Că de fapt, de aia îl numești mare. Pentru că ce a creat el acum 150 de ani, există și azi. Se vorbește despre el și azi. O concluzie bună, Damian. Mersi tare mult. Mare plăcere.